fotbalul, dacă este un sport, e bine, biserica e cu el. Dacă este o pierdere de timp, e contra. Fericiți cei ce frămânzesc și înzetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor minui. Prin mâncare a scos din rai vrăjmașul pe Adam, iar prin cruce a adus Hristos întrânsul pe tâlharul, care ne strigă, pomenește-mă, când vei veni într-o împărăția ta. Mie îmi pare bine că ați venit, dar dacă sunteți așa grăbit, nu sunt grăbit. Am primit o vizită mai puțin obișnuită, pentru că eu nu le am cu fotbalul deloc. De obicei, numele mari sunt însoțite și de o personalitate din asta cu cravată, cu costum, cu... Da, pe urmă mi-am adus aminte că e timp și pentru asta. Total suntem 1000. Suntem 258. Plus 400, plus 141, totalul meu. Salut! Salut! Ăsta e nou nouț care începe la casă. Dacă nu începea nou ăsta la casă, e grav. El a venit la 3 zile. La noi. La 3 zile și... La 3 zile l-am adus, la 3 zile. Avem un proiect care nu este dintr-un început proiect. Este o scăpare a ceea ce am putut și noi să realizăm după lupta contra avortului care am dus-o. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tatălui să ne închinăm și pe Fiul să-L preamărim și pe prea Sfântul Duh, toți împreună să-L ne mai avem loc copii salvați de la avort, la care nu ne-am așteptat în număr așa de mare, nu mai avem loc ei în sat și în curtea bisericii. Am venit aici în tabăra aceasta, care are o anumită istorie și care are o vechime de 11 ani și în care am construit câteva case deodată, apoi le-am construit pe celelalte încet, încet. Casa asta am făcut-o în 30 de zile, dar asta e începută de 8 ani. N-am mai mers acolo și încă acolo am adus case de la margine. Cred că e o lecție de viață pentru toți. Cred că s-a molipsit. Păi n-ai cum să nu ajungi aici, să te molipsești. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Noi aici suntem la marginea județului și suntem vizitați de mulți. Nu avem prea multe așa de oferit, pentru că atâta dezvoltare economică are zona aceasta și sigur că suntem încântați de asemenea tangenți. Eu și soția mea am vrut să înfiem un copil. Noi avem deja 2 copii, dar ne-am mai dorit unul și ne-am gândit că ar fi bine să înfiem un copil. Și apoi ne-am tot interesat. Duhovnicul nostru ne-a povestit despre acest loc și nu ne așteptam să fie așa, nu ne așteptam să fie atât de mulți copii fără părinți aici.
Și, bineînțeles, este și greu atunci când trăiești în străinătate să poți înfia un copil de aici. Trebuie să fii pe teritoriul României. Și odată ce ai contact cu aceste lucruri, cu aceste locuri, devine mai important felul în care te poți face tu folositor copiilor decât, să zic, începutul nostru, ceea ce ne-am dorit la început, și anume să fim un copil. Bineînțeles că încă ne dorim acest lucru, bineînțeles că în viitor, poate că ne vom întoarce în țară, o să facem acest lucru, dar acum vrem să ne facem folositori și să ajutăm, să încercăm să aducem și alți oameni aproape de aceste locuri și să le, prin intermediul dumneavoastră, prin intermediul site-ului www.fotbalpentruviata.ro, să le arătăm despre ce este vorba și că acest loc există și că acești copii au nevoie de ajutor și că oamenii pot face acest lucru. Au venit aici, au venit și domnul Iordănescu și doamna Iordănescu de mult și nu întâmplător, pentru că dânsa este președintele unei alte asociații care se numește Provita Sfântul Brâncoveanu în București și tot așa din cauza modului de viață, ritmului, sigur că duhovnicii le-au recomandat și un fel de relaș. Și la noi este, pentru că este altceva. Este ca la țară, nu este ca la oraș. Este multă viață, pentru că sunt atâția copii. Și atunci suntem bucuroși. Dă-ne nouă îndurările, Doamne bunule, ca să ne slăvim pe tine.